Salutare, prieteni, ce mai faceți? În acest video vreau să discut câteva lucruri cu voi legate de canalul meu de YouTube, ce va urma în viitorul apropiat, și vreau să vă prezint câteva obiecte pe care le-am cumpărat din târgul de vechituri. Am două lucruri pe care am uitat să vi le arăt în episodul 25, iar astăzi vă voi arăta obiectele din episodul 26, dar voi schimba puțin formatul și anume voi afișa prețul pe care am dat pe obiect, nu doar vă voi spune cât am dat pe el, și estimez valoarea obiectului respectiv în funcție de ceea ce găsesc pe internet. Am să arăt și profitul, dacă ar fi să-l vând, cât aș putea obține profit. Bineînțeles că nu o să iau cele mai mari prețuri, o să pun sub prețul pe care le găsesc. Plus că la sfârșit am să vă arăt totalul a ceea ce am cumpărat, cât a costat tot și eventual profit. Dar înainte să vă prezint obiectele, vreau să vă spun, am 5 episoade, deci o să fac o miniserie, pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut să vă prezint ceea ce am cumpărat, așa că nu am să o las așa. Și eu îmi doresc să vă prezint, pentru că de aia le cumpăr, dar nu am apucat. Sincer, am avut un mic concediu, am avut câteva treburi de rezolvat și tot am postat așa din târg câteva tot mai rar, ca să nu mi se adune prea multe episoade cu prezentarea obiectelor. Plus că mi-am găsit un job part-time, pentru că, bineînțeles, îmi trebuie buget ca să merg în târg. Nu neapărat să cumpăr obiecte, dar dacă vreau să merg în alte localități, atunci, drumul sau poate dacă e mai departe cazarea, și așa că îmi trebuie buget pentru aceste videouri. Așa că, apropo de buget, am făcut 4.000 de abonați. Țin să vă mulțumesc. Iar YouTube m-a recompensat cu butonul de join, sau pe românește, nu știu exact cum se spune, pentru că eu am în engleză, alătură-te. Adică te poți alătura comunității mele cu o anumită sumă de bani lunară. Adică am pus aici, ca și membru al canalului, 6 lei pe lună sau 15, 50 de lei, 100 de lei, 250 de lei sau 500 de lei. Bineînțeles că nu sunteți obligați să faceți chestia asta, dar cine vrea să mă susțină și poate vrea să mă ajute, poate face chestia asta acum, pentru că am butonul de join, se poate abona pe bani ca să susțină canalul și să vă ofer eu vouă videoclipuri mai bune, să investesc în echipament și așa mai departe. Dar nu uitați că abonarea normală este gratuită, adică abonează-te sau subscribe, unde poți să apeși și clopoțelul ca să fii notificat când voi urca un video, acestea sunt gratuite. Așa că dacă vreți să susțineți canalul și prin altfel decât un like sau, eu știu, un share la prieteni, puteți să o faceți. Vă aș fi foarte recunoscător și vă promit că, bineînțeles, vor veni videouri mult mai interesante. Cam asta am vrut să vă zic. După ce o să termin seria aceasta de prezentare a obiectelor, voi posta iar videouri din târgul de vechituri. Am deja câteva videoclipuri filmate în avans, așa că abia aștept să le termin pe astea și să încep cu următoarele. Deci am să încep cu acest ceas pe care am dat 2 lei. Este de la Mitsubishi Number 1 și este ediție limitată. Nu cred că vedeți voi până acolo, dar scrie ediție limitată. Și chiar are marca de Mitsubishi, nu cred că este ceva fake, pentru că văd aici ceva cu Austria. Este și un nume, Florian Linz, dar nu știu exact dacă e cu dedicație specială sau nu. Deci eu am dat 2 lei pe el și estimez, pentru că nu găsesc pe internet prețul și nu găsesc ceasul acesta, poate știți voi care vă pricepeți la ceasuri, puteți să lăsați în comentariu prețul, dar eu am să-l pun, nu știu, la 30 de lei, pentru că este de la Mitsubishi și este în stare foarte bună, așa că, asta este, asta l-am cumpărat cu 2 lei și am uitat să vi-l arăt, pe care am dat tot 2 lei. Este un proiector de la Enamat, nu știu, n-am mai auzit despre el, dar am dat 2 lei pe el și estimez eu că face undeva la minim 50 de lei, dacă ar fi să-l dai așa. Ideea e că are și geantă, dar nu are rame. Nu are rame, nu are telecomandă. În schimb, are cablu de alimentare. Am făcut o grămadă de mizerie pe aici.
Și eu zic că 50 de lei este un preț corect, așa că este în stare foarte bună, are focalizare apăsând pe butoane și are și gentuța asta, nu ia cine știe ce, dar îl protejează, de aia e și în stare foarte bună. Dar eu am câteva diapozitive aici și niște rame foto și am să-l bag acum în priză să văd dacă funcționează. Asta este rama cu diapozitive și am să o pun în acest proiector de diapozitive să văd dacă funcționează. Și dacă funcționează, am să vă proiectez și am să vă arăt câteva cadre. Deci l-am băgat în priză, dar după cum auziți, bâzeie destul de tare. Dacă pun mâna pe el, mai bâzeie. Dar nu se aprinde becul, deci cred că e ars becul, oricum am un bec. Cred că o să încerc să-l înlocuiesc, să văd, nu știu sigur. Deci nu știu dacă vă mai arăt ce e pe rame. Vreau doar să vă arăt că, de exemplu, ramele astea se potrivesc, pe care le am eu. O împinge aici, așa. Și am zis că n-are telecomandă, dar era băgat aici într-o parte. Era culisat așa. De fapt, asta este telecomanda. Și are focus. Dacă auziți, sau dacă se vede, are din telecomandă. Are un motoraj și iasă și intră lentila înapoi. Apoi, dacă apăs aici pe A, nu știu ce se întâmplă, văd că se aprinde lumina asta și aici are o luminiță. Nu știu exact ce face. N-am mai folosit sistem din ăsta niciodată. Și aici, dacă apăs pe ăsta, nu știu, ar trebui să schimbe diapozitivul. Habar n-am. Ideea e că na, nu merge așa, dar dacă fac manual așa, îl introduce și îl scoate, apoi mută puțin rama și pregătită pentru următorul diapozitiv. Din păcate, deci aici am desfăcut ca să se schimbe lampa. De aici se deschide. Și ia uite, nu știu dacă vedeți voi, și acum știu și de ce nu merge. Eu am vrut să am aici un alt proiector și vreau să iau becul de acolo ca să-l pun aici și să-l schimb, dar nu cred că se potrivește, pentru că din ce știu eu aici, becul acesta are doi pini pe care îi bag în alea două găurele. Dar în schimb aici văd că deja sunt doi pini. Deci trebuie un bec cu găuri și nu mi se potrivește. Dar dacă vedeți voi acolo unde e ventilatorul, cred că și de aia bâzâie, e becul, a căzut becul. Ia uite-l. Dar nu dau seama, pare în regulă, dar cred că totuși e rupt, da. Și s-ar putea să... Nu, cred că mi-e bun și becul ăla de la proiectorul celălalt, pentru că ăsta văd că e rupt. Și cred că au rămas aia doi pini acolo. Așa că dacă reușesc să-i scot afară, și am să scot și becul ăsta... L-am scos. Da, par la fel. Și sigur ăsta s-a rupt. Deci o să scot acolo pinii aia doi, să văd cu o pensetă ceva. Și am să locuiesc și am să vă arăt cum proiectează. Am înlocuit becul. Închidem capacul. L-am băgat în priză. Și deja se aude cum lucrează ventilatorul. El bâzea pentru că era blocat. Și acum, dacă îi dau drumul, vedeți? Merge. Bine, el bâzie că mai trebuie strânse șuruburile, poate. Dar funcționează lampa.
Și totuși nu știu ce face butonul acesta. Dacă mă uit acolo în interior, văd ceva care se mișcă, dar nu pot să-mi dau seama ce face. Așa că o să bag diapozitivele acum și să vă arăt. Deci acum nu este focalizat și am să încerc să focalizez. Să vedem să obțin o imagine clară. Cred că se aude foarte tare buzit, dar sper să mă înțelegeți. Ia uite ce bine se vede. Super bine, ia să dau un pic de zoom. Dar păcat că buzie. Dar vedeți ce bine se vede. Deci focalizarea aia, cred că de fapt nu. Ba, e o focalizare și parcă și mărește imaginea puțin. Și acum dacă învârt eu de lentilă, focalizez manual și văd că așa merge mult mai bine. Doar că nu pot să schimb următorul cadru decât dacă trag eu de manivelă și împing înapoi. Deci astea sunt. Așa trag și bag. Deci se face manual. Dar mă bucur că merge și se vede foarte frumos. Acum nu se vede foarte mare, probabil că trebuie să mă duc la o distanță mult mai îndepărtată. Cadrul, nu știu, să zic, e undeva la, ca și cum ai avea un televizor de diagonală 80, cam așa. Asta e pus invers. Asta e un peisaj. Da, bine că merge. Mă bucur că 2 lei. Am mai luat și o mufă scartă, doar că am uitat să o aduc din casă și vreau să vă zic că o să vă pun imaginea. Deci pe mufa scartă am dat tot 2 lei și valorează undeva la 10 lei. Poți conecta tot felul de dispozitive la televizor dacă nu ai mufe audio și ai mufă scartă, asta e pentru jocurile pe televizor vechi. Am mai cumpărat niște casete mini DV, 30 de bucăți cu 2 lei bucata, în total am dat 60 de lei și zic eu că valorează undeva la 5 lei bucata, adică 150 de lei în total. Am văzut că unii le dau cu 5 lei neînregistrate, dar problema e că astea nu prea poți să le spui ce valoare au, dar eu am să le pun la 5 lei, pentru că sunt din aproximativ anii 2000, 1990 și ceva, 2000, pe sfârșitul anilor 90, și sunt toate cu filme pe ele. De exemplu, ăsta este din China. Au fost ale unui amator care a filmat tot ce a prins când a fost în concediu. Am văzut că mai au și de prin America, prea înțeleg scrisul. Uite, de exemplu, ăsta e din Shanghai, ăsta e din Japonia și ăsta tot din Japonia. Deci, sincer, vă spun, și mie mi-ar plăcea să văd un oraș la mine din anii 2000, pentru că din anii 2000, în 22 de ani, s-au schimbat foarte multe. Așa că e foarte interesant să văd ce o să găsesc pe ele. Și chestia e că acum, din păcate, nu pot să vă arăt ce am pe ele, pentru că eu am cumpărat o cameră care funcționează, doar că nu am reușit să scot sunetul digital, doar eventual înregistrat exterior de pe cameră, ce se aude foarte prost. Dar vedem cum facem și la următoarea prezentare poate o să vă arăt și ce se află pe aceste filme. Patagonia, Chile, Capadocia, Shanghai. Foarte, foarte interesant. Astea am să le postez pe celălalt canal al meu, în întregime. Așa că dacă vreți Film Rescue, n-am mai postat de mult acolo, dar va urma. Apoi ar mai fi aceste 3 ziare pe care am dat în total 6 lei, 2 lei bucata, am luat doar 3. Am văzut pe internet că se dau cam cu 10 lei bucata, deci ar fi undeva la 30 de lei. Este ziarul Flacăra din 1980, 5 ianuarie, foarte vechi. După aceea
acesta tot flacăra din 24 ianuarie 1980, bineînțeles din nou chipul lui Ceaușescu, și tot flacăra din 11 decembrie 1980. Am să răsfoiesc, de exemplu, uitați aici, Universitatea Craiova. Am să le răsfoiesc puțin să vedem, să citim niște știri. Mesaj de anul nou adresat întregului popor la posturile de radio și televiziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ia, viața capitalei. E bine că-i omăt pe câmp, e bine că nu-s nămeți pe trotoare și străzi. Da, că-i și ea lumea dezăpezit. Înainte chiar... ieșea lumea la treabă, zăpezile se duc, orașul copiilor rămâne. Ia uite, balerina, mașinuțe. Am să schimb camera și am să răsfoim puțin. Unde mi se pare mai interesant, am să vă citesc știrile din 1980. Uite, aici o știre importantă, arc peste ape. Aici arătau cum... făceau poduri și dacă vedeți aici, echipă de muncitori, Megidia 1980, brigada lui Călinoiu a montat în țară 220 de poduri, totalizând circa 4430 de grinzi, care o grindă din beton precomprimat de 38 de metri lungime, având fiecare în parte o greutate de 8 tone. Deci, vă dați seama, 220 de poduri pe care le avem și în ziua de astăzi. Asta e Universitatea Craiova. 1-0 cu Steaua în deplasare, 2-0 cu Jiu Petroșani. Politehnica Iași, Poli Timișoara câștiga Poli cu 1-0. A bătut Craiova pe Iași cu 2-0. O luat bătaie de la Brașov, FCM Brașov. A bătut pe Chimia Vâlcea. Era echipă cu 4-0 și pe Dinamo cu 2-0. Acum trec la următorul ziar. Ia uitați aici, se făcea reclamă la iluminatul fluorescent, lumină mai multă, energie mai puțină. Cred că se referă la neoane. Aici o știre interesantă. De ce devine aurul mai scump decât aurul? Prețul aurului a depășit 850 de dolari, adică un cia. 31,1 grame de aur fin. Deci a crescut cu peste 250 de dolari. Acum un an era cotată la 240 de dolari, iar la începutul anilor 70 prețul ei era de numai 35 de dolari. Și în ziua de astăzi, o uncie de aur costă 1740 de dolari. Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe șefii misiunilor diplomatice și are un mesaj de anul nou adresat întregului popor la posturile de radio și televiziune de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Dragi tovarăși și prieteni, Congresul al 12-lea, analizând în spiritul concepției materialismului dialectic și istoric marile schimbări și mutații care au loc pe arena mondială. Asta da știre. Tensiune, se construiește unul din primele 10 porturi ale lumii. Voi vă dați seama? Voi vă dați seama? Primele 10 porturi ale lumii? Cum vine asta? Numele viitorului port maritim, Constanța, Sud, Agigea. Agigea, miercuri 19 decembrie 1979. Suma pe care am plătit-o pe aceste obiecte este de 72 de lei, iar valoarea lor estimativă este undeva la 270 de lei, iar dacă ar fi să le vând, aș avea un potențial profit de 198 de lei. Ok, și acesta a fost videoul de azi. Nu uitați, dacă aveți ceva sugestii, puteți să lăsați un comentariu în secțiunea de comentarii, lăsați-vă părerea acolo. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o, dați un share prietenilor să vadă ceea ce fac, poate le place și lor. Dați un like acestui video și până data viitoare aveți grijă de voi!